Mergem mai departe să vedem pentru gemeni cum se anunță perioada următoare și unde ar fi zona în care ei vor fi mai încercați. Testele vor veni din punctul de vedere al personalității și al raportării la partener, pentru că Marte, în acea opoziție cu Lilith, activează fix casa 1 și casa 7. Gemenii, este posibil să simtă un oarecare freamăt interior și o nerăbdare care să-i facă să ia decizii, care să-i facă să acționeze și care le dă o gândire extrem de rapidă și uneori greu de urmărit pentru cei din jurul lor. Pe de altă parte, Lilith din casa 7-a, în săgetător, îi poate cumva împiedica să-și înțeleagă partenerul dacă nu-i oferă acestuia spațiu pentru a se exprima. De aceea, ar fi bine ca gemenii să evite sub orice formă micile conflicte sau marile conflicte în care pot să intre, mai ales cu partenerii de afaceri sau partenerul de viață, cu oameni cu care s-au înțeles, pentru că Lilith le va da dorința de a ieși cumva, cum se spune, de a-și lua jucările și a pleca și de a nu da și celuilalt șansa să-și expună punctul de vedere. Riscul acesta e valabil pentru toate zodiile, dar pentru gemeni în mod special, ei pot să piardă într-o secundă ce au construit o viață și de aceea ar fi bine să evite acest lucru. Pe de altă parte, Lilith pune o oglindă în fața gemenilor și tot ceea ce gemenilor nu le va plăcea să vadă în ceilalți, ar fi bine să știe că sunt problemele lor și că dacă n-ar rezona cu lucrurile acelea, lucrurile acelea nu s-ar întâmpla. Deci să nu dea vina pe nimeni, ci să-și asume tot ceea ce pare să nu meargă în direcția potrivită. Dar cu soarele acela din casa 12-a din Taur, gemenii pot avea la rândul lor o susținere, mai ales atunci când reușesc să se liniștească, când reușesc să facă legătura cu ceilalți la modul afectiv și emoțional, când ies afară și se plimbă, când își potolesc oarecum șuvoiul gândurilor și nu lasă ca lucrurile să meargă în direcții greu de controlat pentru ei. Este o perioadă de efervescență pentru gemeni, pentru că nodul nord este acum pe casa a treia. Așa cum spuneam și în emisiunea trecută, lucrurile sunt pe foarte repede înainte pentru ei, dar să nu uităm că zodia leului nu înseamnă neapărat o acțiune fără a ține cont de ceilalți. Din contră, lecția leului și lecția tuturor de acum înainte, timp de aproape 2 ani, este să învățăm să facem pași, să învățăm să evoluăm, dar să evoluăm împreună și nu separat. Adică să avem totdeauna să avem grijă de contextul în care se întâmplă toate. Pentru gemeni va trebui să existe o responsabilitate față de ceea ce spun, față de ceea ce fac și să fie siguri că totdeauna vor primi sprijinul de care au nevoie. Acum pe casa 11 a prietenilor și protectorilor au cumul acela de Mercur, Uranus și Venus și sunt extrem de susținuți din toate părțile și ar trebui să fie capabil să spună și mulțumesc pentru toate aceste susținere și să o ofere la rândul lor. Testul practic este testul pe care îl dau, testul punerii în practică mai exact, pe care îl dau gemenii săptămâna următoare. Au acumulat ceva înțelepciune în perioada aceasta lui Saturn în semn opus, acum Marte opus cu luna neagră din semnul lor cu semnul opus, arată faptul că trebuie puse în practică toate lucrurile pe care le-au înțeles, poate le-au înțeles prin suferință, poate le-au înțeles prin asumarea unor responsabilități care au venit ușor copleșitor către ei. Factor de înțelepciune săptămâna următoare și aș spune că gemenii vor avea bucurii, dar cu certitudine o bucurie vor avea, pentru că au dat aceste probe și cred că le vor trece cu succes, pentru că nu au fost lăsați să treacă peste experiențe fără să le înțeleagă mesajul. Ei au conștientizat foarte multe lucruri legate de modul în care se raportează la propria lor viață. Vom vedea o raportare total diferită a gemenilor la modul de a lucra, modul de a se purta cu cei din jur, modul de a gestiona relația de cuplu și așa mai departe. Există o forță, spuneam, săptămâna următoare pentru nativii gemeni de a pune în practică tot ceea ce au învățat
și vor avea multă nevoie de sfaturi utile. Ei au un soi de protecție care vine către ei, pentru că întotdeauna când ți se dă o presiune, o povară, ești și ajutat, deci au mai multă protecție în perioada următoare decât de obicei. Pot apărea tot soiul de evenimente sociale interesante, pentru că pentru ei casa evenimentelor este foarte prolifică săptămâna următoare. Pot ieși, pot participa la tot felul de nu neapărat petreceri, cât situații care îi vor propulsa, îi vor promova sau, în orice caz, chiar pot fi în centrul atenției. Au nevoie însă de o modelare a modului în care aleg să-și aleagă partenerii de afaceri sau prietenii săptămâna următoare. S-ar putea să fie foarte multe elemente sociale care vin către ei, mulți oameni, mai exact, multe cunoștințe, multe propuneri, multe contacte, dar nu neapărat toate sunt de durată. De aceea este bine să facă totuși o selecție. Și să-și descopere, am spus și săptămâna trecută, harul profesional, pentru că acest Neptun și Venus acolo, pe casa carierei, încurajează pe gemeni să devină foarte buni profesional, deosebiți prin faptul că au un talent cu adevărat la locul de muncă, dar trebuie să-l pună în valoare. Fiindcă este o perioadă latentă din punct de vedere al dorinței de a prelua inițiativa, pentru că acest Saturn îi copleșește cu tot felul de griji, de probleme sufletești, care vin atât de agresiv în viața gemenilor, încât aceștia nu mai au energia pe care o au de obicei pentru a fi creativi și pentru a pune în practică lucruri care îi pot chiar uimi pe ceilalți, inclusiv pe oamenii cu putere de decizie asupra lor. Din păcate, trebuie să cam justifice tot ceea ce fac în această perioadă, pentru că au acest profesor care este cu ochii pe ei non-stop, ba chiar are și o lupă, putem spune, pentru a vedea mai bine ce fac gemenii. Ei se simt urmăriți și este ultimul lucru de care le priește. Și totuși vor descoperi că a avut și Saturnul acesta rolul lui în viața lor. Au devenit oricum mult mai maturi și mult mai disciplinați și și-au mai îndeplinit din datoriile karmice pe care le aveau față de partenerii de cuplu, față de cei cu care colaborează și așa mai departe.